Bun. Maestre, ați venit cu rune noi, observ. Păi, asta vreau să spun. Avem un pachet de rune noi și le-am rugat, le-am cerut. Cadou de la nepoți. Și protoc. Da, de la Roxy. De la Roxy și de la Răzvan. Și azi le punem la treabă. Și ce să facem decât să dăm prognoza pentru prima zodie, pentru săptămâna imediat următoare. Berbecul zice că va avea rezolvarea tuturor problemelor care îl frământă, numai strângându-i pe cei dragi în jurul lui și punând pe tapet toate problemele care îl frământă. Deci, cu alte cuvinte, aici să facem un consiliu de familie. Domnule, ce nu-i place Berbecului, nu? Da. Deci, ca să poți rezolva problemele, deschide sufletul și pune pe tapet acele lucruri și cu cei din jur. Exact ce spuneam că o să se întâmple pentru ei în primăvară, dar uite că vin mai devreme. În schimb, Taurul, pentru că e doritor și vrea dragoste și vrea afecțiune și deja astrele îl conduc acolo, luna plină, la un plus de dragoste, înțelegi? A ieșit simbolul dragostei pentru Taur. Deci o săptămână în care poate să găsească acea persoană nouă pe care noi am prevestit-o, dar mai târziu, în aprilie, mai, și acum vine ca test, să spun așa. Înțelegi? Încercare. Mă placi? Mă vrei? Cu tare. Și atunci stabilim peste două luni sau peste o lună, punem pirostriile, cum se spune. Doamne ajută! Simbolul dragostei, păi ce vrei mai mult de atât? În schimb, gemenii așteaptă, ei au făcut niște demersuri și acum sunt în așteptarea unei schimbări foarte importante, care trebuie să vină să se întâmple la ei acasă. Da? Și spune că nu vă impacientați, fiți pregătiți. Rezolvarea vine cât se poate de curând. În schimb, Racu e pus un pic pe arțag. Știi că Racu a mai avut suișuri, coburi, sub perioade din astea, în care când nu-i convine ceva, se ia la ceartă cu toată lumea. Iar acum îi spune, stimați raci și răcuțe, sărocușor, cum zice Răcoaică, că îmi plăcea, cum spunea Lidia, prietena ei, fiți calmi și nu mai vă enervați, nu porniți scandal și uragane. Totul se rezolvă, dar fiți calmi și nu mai vă certați cu cei din jur. Ia uite ce simplu s-a făcut. Dar așa era cu până nu țipăm să fac. În schimb, cine puteți voi să credeți că e deținătorul de Vungio pentru săptămâna Leu. Viitoare? Leu Leone. Yes! Leu Leone. Ăsta e Vungio cel nou, care a apărut acum. Mov. Pe mov. Mov. Violet. Violet. Da. Știi cum e? E primăvară în ianuarie, dar noi suntem... Și timid Liliacu a înflorit. A înflorit, acum ai câștigat pe toate planurile. Doamne ajută, cu istranta. Hai ajut. Să vedem ce facem noi cu Fecioara. O suită de schimbări majore într-un viitor apropiat se preconizează pentru nativii din zodia Fecioarei. Deci voi care de multe ori sunteți mai... Vă așteptați așa cum vă place vouă. Acum vin schimbări majore și nu trebuie să vă dați la o parte că vin lucrurile bune pentru voi. Da? Se apropie primăvara. În schimb, balanța mai aduce câte o veste bună și nativilor din zodie. Runa noastră spune că în sfârșit se produce un salt calitativ substanțial în viața balanțelor, da? Și asta înseamnă că ați dat lovitura sau veți da lovitura. Saltul ăsta vine pe toate planurile. Și mai aveți și voi nevoie de satisfacție, dragoste, bani, că bani nu refuză nimeni. Nici o zodie. Și uite, acum mai vin și pe la balanță. Iar scorpionii s-au apucat de treabă. Căci că dacă faci dragoste la luna plină, în luna februarie, să nasc scorpioni. Mai mulți. Mai mulți. Fertilitate și belșug pentru scorpioni. Toate visurile voastre se împlinesc începând cu săptămâna viitoare. Bucurie, spor la treabă și gânduri bune. Dacă aveți și belșug și fertilitate, hai să vedem ce facem cu următoarea zodie, care
E, bănuiesc eu că e a doua oară când spune săgetătorul. Așa. Ce zice mai? Abordați altfel problemele care vă interesează. V-am spus și săptămâna trecută și n-ați făcut-o. Schimbați, deci, tactica. E a doua săptămână la rând pentru săgetători. Deci n-am făcut ce trebuie. Am o memorie de alifant. Eu știu că se repetă. N-ați terminat treaba. Bun, hai să vedem după. Vărsătul ăsta, Capricornul. Certitudine că cineva care se gândește intens la tine îți trimite un cadou minunat. Și meriți pentru că ai muncit și trebuie să fii răsplătit. Dar cu dragoste. Iar vărsătorul zice că, ia uite ce a venit la voi, începeți o viață nouă, vă revigorați în toate planurile. Au venit, a început să crească iarba în zodia vărsătorului. Au fugit norii, a venit luna plină și aveți schimbări și renaștere, inclusiv în disponibilitățile fizice și psihice. Iar tu fiși, adică doi pești, spune așa, sunteți pe punctul să vă mutați din casă sau serviciu. Posibil ca locul vostru de muncă să mai dezvolte vreun loc de muncă suplimentar, vreun birou și voi să fiți nevoiți să mergeți să munciți acolo. Că din casă nu plecați, că nu vreți. Ne acum. Plac aceste rune, maestre. Sunt deosebite. Ați făcut, venit mai cu vești bune. Le-am făcut safteaua. Au venit. Le mulțumim.